Bun găsit, dragii noștri! Ne aflăm în Madrid, mai exact în Torrejón de Ardoz. De această dată am alături de mine pe doamna Ileana Rodica, terapeut, în Madrid. Bună ziua și bine ai venit, Ileana! Bună ziua și bine v-am găsit! Te rog frumos să ne descrii cu ce te ocupi tu. Știu că ești cunoscut aici în Madrid de terapeut. Descrie-ne mai detaliat ceea ce faci pentru publicul care ne ascultă. Da, cu mare drag. Am început dezvoltarea personală din 2008, anul în care am început să mă descoper, să-mi descoper potențialul din mine. Acest potențial pot să spun că este în fiecare dintre noi, dar din păcate nu știm de multe ori să-l accesăm. Uite, eu am avut norocul ca să mă descoper și așa pot să fac bine multor oameni. Mă bucur. Care a fost prima ta terapie care ți-ai însușit-o? Am început cu seminariile dezvoltării personale, prima dată, seminariul vindecării reconective. Am terminat chiar aici, la Madrid, cu fondatorul acestei creații, Dr. Eric Perl. Și am multe altele. Ce este vindecarea reconectivă pentru publicul care poate nu a auzit de această terapie? Da, este o terapie complexă. Vindecarea reconectivă este echilibrul vieții noastre, echilibrul mental, fizic, emoțional, spiritual și spiritual, emoțional. Este o terapie fără atingere, se face cu ajutorul palmelor prin frecvențe reconective. Ai nevoie doar de 3 ședințe pentru toată viața. Foarte interesant. Terapia vindecării reconective pentru cei de acasă. Mai departe, mai povestește-ne, ca să știu ce ai... Că ai foarte multă informație, cum bine știm, de oferit. Da, așa este. Am continuat cu seminariile de autohipnoză avansată cu Eugen Popa și Angela Nuțu. Și ce cuprinde această terapie? Această terapie cuprinde tot ceea ce avem nevoie în ziua de astăzi. Poți să ne descrii în ansamblu despre ce este vorba? Da, cu mare drag. În autohipnoză lucrăm cu partea subconștientă. Rezultatele aplicării autohipnozei au fost raportate în tratarea unor situații. De exemplu, anxietate, tulburări de stres traumatic, dependențe, care ar fi fumat, alcool, droguri, atacuri de panică, dureri cronice, depresie, cuprinde o gamă foarte mare, de exemplu, tehnica slăbirii prin inelul gastric virtual, într-un cuvânt mai scurt, deprogramarea principiilor pe care le avem. Ce frumos și interesant pentru fiecare dintre noi care avem nevoie de ceea ce faci tu. Povestește în continuare, știu că ai multă informație de oferit. Da. Am foarte multă informație, termen de 10 ani de zile am acumulat, așa că pot să vorbesc liber de orice terapie în parte, care am făcut-o cu mult drag și cu multă pasiune. De exemplu, am terminat cursurile cabalistice, tot aici la Madrid, cu un mentor foarte bun, Monse și Karen. Ce este cabala? Cum descrii această știință? Această știință terapeutică este foarte complexă. Este corectarea vieții tale. Foarte interesant.
Te rog să ne povestești de produsele naturiste pe care le recomanzi. Produsele naturiste acumulit sunt remedii naturiste de ultimă generație, energoinformaționale, care acționează la nivel de celulă cu scop de antiîmbătrânire, de refacerea memoriei celulare, cu efect terapeutic foarte profund și instant. Aceste produse nu sunt suplimente nutritive. Sunt remedii energoinformaționale care activează la resetarea și activarea memoriei celulare cu scop de a aduce tinerețe fără bătrânețe în organism. Surpriza noastră este că au efect terapeutic foarte rapid. Sunt remedii care au la bază substanțe active din plante, fructe și câteva alimente, au capacitate foarte mare și toată gama de minerale, aminoacizi și acizi grași esențial cu scopul de a hrăni celula. Deci reprezintă hrana inteligentă pentru celulă. Au la bază tehnologia acumulit, care înseamnă stocarea energiei și acumularea puterii, adică energia plantelor și a fructelor potențată de mai multe ori. Sunt remedii care pot fi folosite de oricine, de la vârsta de 0 până la 100 de ani. Nu au reacții adverse și nu prezintă dependențe. Sunt remedii minune la cel mai înalt nivel energetic, care acționează rapid și benefic la orice tip de boală, indiferent. Wow! E foarte interesant. Da, din păcate și din norocul meu am cunoscut o doamnă terapeut din România, se numește Alina Roibu, care mi-a prezentat planul. Este un circuit închis unde poți să te dezvolți foarte frumos pe perioada de care vine. Ai informații foarte bune pentru cei interesați. Te vor căuta cu siguranță. Sunt foarte sigură de acest lucru. Mult succes în tot ceea ce faci. Și te mai așteptăm cu drag să ne povestești despre evoluția ta. Vă mulțumesc frumos, cu mare drag, și aștept cei interesați care se regăsesc în ceea ce fac eu și cred că pot să-i ajut, îi ajut cu mare drag. Unde te pot contacta cei care sunt interesați? Da, mă pot contacta la 642-630-658, oricând. Un WhatsApp, un Messenger, un Facebook Ileana Rodica. Contestez cu mare drag. Ileana, îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi și ne-ai povestit de puțin, pentru puțin, că știu că ai foarte mult de oferit. Ne-ai povestit puțin din ceea ce faci. Cei care doresc să ia legătura cu Ileana, aveți numărul de telefon. O să-l afișăm și pe ecran pentru cei care vor să contacteze cu Ileana. Mulțumim din suflet că ați fost alături de noi și sperăm că o să ajute pe cineva. Doamne ajută, oricum. Doamne ajută. Orice terapie care există, dacă e făcută cu emoție și pasiune și ajunge la inima clientului, va rezolva fiecare problemă care o are. Fiecare dintre noi avem nevoie de echilibru. Fiecare dintre noi avem nevoie de absolut tot ceea ce am spus, dar, din păcate, nu avem de multe ori curajul și capacitatea de a depăși multe obstacole din viața noastră. Uite, eu sunt aici să vă ajut cu cel mai bun sfat, care și eu l-am învățat de la mentorii mei, care le mulțumesc, și cu mare drag vă aștept. Deci, dragii noștri, nu se pierde nimic în a încerca ceva. Când doriți, puteți contacta pe Ileana la numărul de telefon. Vă mulțumim și vă dorim tot binele din lume. Doamne ajută! Mulțumim, Ileana! Mulțumesc și eu! Mare drag!